Dragi frați, vom vorbi în predica de astăzi despre unul dintre companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periodic menționăm personaje importante din istoria islamului. Azi vom vorbi despre unul dintre companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este unul dintre companionii profetului care a avut o viață plină de peripeții, care l-a căutat mult pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam și Allah l-a călăuzit către Islam. Cum bine știm cu toții, nu toată lumea poate găsi calea cea dreaptă, dar cei care o găsesc sunt cei care au căutat-o într-adevăr. Toți cei care sunt sinceri în căutarea lor, Allah subhanahu wa ta'ala ne trimite un bec, o lumină, care ne ghidează pe calea cea dreaptă. Important e ca omul să se străduiască, important e ca omul să depună efort, important e ca omul să facă sacrificii. Dacă vrem un islam fără sacrificii, fără efort, fără greutăți, acela nu o să fie islam. Și în viață. Da? Dacă vrei să câștigi mult, dacă vrei să ai un job bun, dacă vrei să ai bani mulți, nu? Majoritatea trebuie să faci sacrificii. Așa și în materie de credință. Un musulman nu poate fi cu adevărat musulman până când nu face sacrificii. Până când nu renunță la unele pofte. Până când nu se îndepărtează de unele vicii pe care le are. De aceea nu este ușor, dar este frumos. Te simți împlinit. La fel și acest companion al profetului sallallahu alaihi wa sallam. Trăia foarte bine. Este vorba de Salman el-Farisi, Salman persanul. Trăia foarte bine. Era dintr-o familie liniștită, aveau și situație, dar el era în căutarea adevărului. Nu se simțea liniștit în credința lui. Are o poveste lungă pe care o relatează el. Până când a ajuns ca familia lui să-l închidă în casă. Tatălui era responsabil, se închinau la foc, la soare, mă rog, la ce se închinau și l-a trimis să aibă grijă de locul lor. El a fugit, a auzit creștini rugându-se, călugări în biserică, i-a ascultat, i-a plăcut mai mult credința lor decât ceea ce urmau ei. Mi se părea că este ilogic și a spus tatălui, tată, când a auzit, l-a întemnițat. L-a legat de mâini și picioare și nu i-a mai dat voie să plece. Până când el a auzit, s-a interesat și a auzit că în Damasc, în partea Șamului, în țările Șamului, sunt mai mulți creștini și acolo este o comunitate mai mare. Și a tot trimis vorbe, a căutat până când a descoperit o caravană care pleca în acea zonă și s-a alăturat lor. Aici a început călătoria lui în căutarea adevărului. A venit la un călugăr, a stat lângă el, a învățat de la el, până când acest călugăr a murit. Și când a murit, le-a spus oamenilor, voi credeți că e un om cinstit, vă punea să dați pomană, a? El nu dădea săracilor banii care i-a adunat și îi ținea ascunși pentru el. În locul cu tare sunt toate pomenile voastre adunate acolo și el le depozita. Au venit oamenii și când au deschis, au văzut într-adevăr toți banii care i-au donat, bunurile care le-au donat, le punea deoparte pentru el. Au spus, noi pe ăsta nu-l mai îngropăm. L-au agățat, l-au spânzurat în copac, murise deja. Au spus, nu-l îngropăm pe mâini și l-au aruncat cu pietre. De aici a cunoscut un alt creștin și tot așa. Era un om mult mai cinstit, mai corect și pe patul de moarte a zis, du-te în locul tare, că acolo e una. De acolo a auzit de venirea ultimului profet. L-au îndrumat și au spus de orașul Medina. Acolo o să vină ultimul profet. El a primit mesajul, a primit semnele profeției. I-au vorbit de profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam și tot așa s-a interesat de o caravană care să se ducă în zona în care trebuia să vină ultimul profet. S-a alăturat, această caravană l-au luat, i-au promis că l-au luat, l-au dus și pe drum l-au vândut ca sclav. L-au legat de mâini și picioare și l-au vândut ca sclav unui trib de evrei, unor evrei care l-au știut cu caravana și a venit cu ei în Medina. A ajuns din om liber, sclavul unui evreu în Medina. Aici a trăit în Medina, își făcea munca
cum era obișnuința tuturor, până când într-una din zile i-a auzit pe evrei vorbind între ei: ce părere ai? A venit un om care pretinde că este profet. Oare el este? El are semnele profeției? El cum a auzit? A spus: asta este, ăsta e momentul. Și profețiile care le primise el avea trei semne. Profetul Muhammed are trei semne. 1. Mănâncă din ceea ce îi dai drept cadou, dar nu mănâncă din ceea ce primește ca pomană. Sadaka nu mănâncă. Nu servește. Sadaka, dacă îi dai cadou, servește. Și are între umeri un semn al profeției. A venit în prima zi cu niște fructe, știu eu, curmale, struguri. Le-a adus profetului Muhammed, fără să știe: uite, acesta este o pomană din partea mea. Profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam n-a servit. A spus: asta e una. A venit a doua zi, tot și a spus: un cadou din partea mea. Profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam a servit și a chemat și pe companion: haideți să servim împreună. A spus: asta e punctul 2. Cele două calități, cele două profeții, le respectă. A venit tot timpul a treia zi lângă profet sallallahu alaihi wasallam, petrecea cât mai mult timp ca să-i vadă semnul profeției dintre umeri. Pe spate profetul sallallahu alaihi wasallam avea un semn al profeției. Profetul a zâmbit, s-a uitat la el și zice: asta cauți? Și a arătat. Și a spus: eşhedu enneke Muhammed Rasulullah. Și a crezut în profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Aici vedem miracolul profetului. De unde știa profetul că Salman Farisi caută semnul profeției? Salman Farisi, profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam spune despre el că este primul dintre persoane care va intra în paradis. Deci l-a vestit profetul sallallahu alaihi wasallam cu paradisul. L-a vestit cu paradisul. Salman Farisi, cu toate că era persan, nu era arab, cu toate că era persan, a devenit unul din cei mai de seamă companioni ai profetului și cei mai mari savanți musulmani. Astfel încât Muaz ibn Jabal, când a murit, s-au adunat în jurul lui companionii profetului și au spus: sfătuiește-ne! Și a spus: luați știința de la oameni care au știință și au un statut în societate. Și a numărat dintre ei pe cine? Pe Salman al-Farisi. Salman persanul. Luați știința de la el. Un companion al profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam îi îndrumă pe companion să învețe de la Salman al-Farisi. Asta pentru mulți care cred că limba arabă este grea, arabii au fost privilegiați prin faptul că ei știu limba, înțeleg mai bine Coranul. Nu. Dacă ai voință, se poate. 6 dintre cele mai renumite cărți de relatări profetice, hadisuri, au fost scrise, culegerile, toți 6, nu sunt, niciunul dintre ei nu este 100% arab. Unul singur are. Restul, majoritatea, sunt nearabi. Dar au avut voință, s-au străduit și au reușit. Salman Faris este unul dintre companionii profetului sallallahu alaihi wasallam pe care profetul sallallahu alaihi wasallam l-a lăudat, l-a vestit că va intra în paradis, că este primul dintre persani care intră în paradis. Dar câte sacrificii a făcut pentru a ajunge să dețină acest statut? Ba chiar mai mult de atât, la bătălia de la Ahzab, când Quraysh a reușit să adune toate triburile din zonă împotriva musulmanilor și au venit toate aceste triburi, o armată imensă, numeroasă, în Medina. Medina este înconjurată de munți, de jur împrejur. Are doar o deschizătură pe unde putea fi atacată și musulmanii se gândeau: cum o să facem față acestor triburi? Foarte mulți, armată mare, imensă. La care Salman Farisi a venit la profet sallallahu alaihi wasallam și a spus: trimis al lui Allah, noi în Persia avem strategii de război. În cazul în care dușmanii sunt mai numeroși, noi săpăm tranșee, gropi, ca să le mai luăm din avânt. Și atunci profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam i-a împărțit: voi muhajirii săpați jumătate, voi ansarii săpați cealaltă jumătate. I-a împărțit ca să concureze, există o competiție și între ei. Și acum au început companionii acolo, bineînțeles, povestea este lungă, dar
Păi nu mă interesează această latură. Companiunea a început. Selman este dintre muhajiri, că a venit în Medina. Cei din Medina au zis, nu, Selman este dintre ansari. Era în Medina când ați venit voi muhajirii. Se certau între ei. Care mai de care vrea să-l atragă pe Selman în grupul lor? Pentru că el era străin, era persan. Nu era nici muhajir, nici ansar. Și atunci a ieșit profetul sallallahu alaihi wasallam și a spus, Selman minna, ehlbeit, albeit. Selman este dintre noi, adică face parte din familia mea, este din familia mea. L-a numit pe Selman ehlbeit. Este o expresie foarte menționată de toți. Selman minna ehlbeit. Adică Selman face parte din familia mea, a spus profetul. Vedem cum pentru un companion al profetului, pentru un om de rând, muhajirii, ensarii se luptau între ei să-l atragă în grupul lor, iar a venit profetul sallallahu alaihi wasallam și a rezolvat problema și a spus Selman este din, de nu știu, este, face parte din familia mea, a spus profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Și avem multe pilde cu în viața lui Selman al Farisi, multe exemple, dar cea mai importantă latură din viața lui este această străduință, toate sacrificiile, toate greutățile prin care a trecut pentru a alege calea cea dreaptă. Și Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nu a făcut în zadar această străduință și a dăruit lui și calea cea dreaptă și un statut lângă profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba chiar profetul sallallahu alaihi wasallam l-a vestit ca fiind unul dintre cei care intră în paradis, e primul dintre persani care va intra în paradis. Eu sunt primul dintre arabi și Selman este primul dintre persani. Dar, pentru toate acestea, pentru a obține acest statut, câte sacrificii a făcut? Foarte multe și foarte mari. Nu credeți, să nu credem că este suficient să spui musulman și totul ți se oferă pe tavă. O să ai o viață, unii oameni așa gândesc. Păi, dar ce mi-a venit belea pe cap? Că zice, uite, eu mă duc la moschee. Vorbea un turc ieșit și se zice, uite, eu sunt om care am fost la Mecca. Uite porumbul meu cum arată și porumbul lui vecinul. Eu sunt om care mă rog de 5 ori pe zi și el nu se duce la moschee. Uite, porumbul lui arată mai frumos ca al meu. Păi poate omul a muncit mai mult, s-a străduit mai mult, a udat, a avut grijă. Tu te aștepți acum că dacă ai fost la Mecca și te rogi de 5 ori pe zi, să ți se cuvină totul? Până nu facem sacrificii, nu obținem. Până nu renunțăm la anumite lucruri, nu obținem. Companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam și savanții musulmani în general, când uităm în viața lor, toți cei care au obținut, da, au fost oameni greu încercați. Au avut încercări și fiecare are încercare în funcție de credința lui. Cu cât ai credința mai puternică, cu atât încercarea este mai mare. Palma vine mai tare. De ce? Această palmă care o primim ne întărește. Nu este o pedeapsă de la Allah. Tu trebuie să o privești că Allah te iubește și vrea să te întărească și mai mult. Da? Când te duci la sală și antrenezi, dacă te duci și îl antrenezi pe unul și dai numai încet, 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 când este în ring și dă o bucată mai tare, da? Trebuie să-l antrenezi cât mai puternic ca să câștige cât mai mult, nu? De aceea încercările care le avem în viață nu sunt pedeapsă de la Allah. Savanții musulmani, dacă nu treceau prin greșeli, se întrebau, oare Allah a uitat de mine? Oare Allah m-a șters din listă? Iar noi în ziua de azi așteptăm ca totul să ni se ofere pe tavă. Nu. Pentru a obține ceva, pentru a dobândi paradisul lui Allah subhanahu wa ta'ala, trebuie să facem sacrificii. Allah subhanahu wa ta'ala să ne întărească pe această cale, să fim dintre cei care avem încercări, dar aceste încercări să vină să ne întărească credința și să nu fim dintre cei care pierdem examenul vieții în privința acestor încercări, inshallah.